această ocazie. Pacea Domnului! Pacea Domnului! Este un sabat mai plin, dar este o ocazie în care putem să venim înaintea lui Dumnezeu pentru un refresh spiritual, pentru a ne încărca sufletul. Și în dimineața aceasta, pentru că este aproape primăvară, vom vorbi despre un subiect în contextul slujirii celor pe care îi avem în față și nu doar, a tuturor, o rechemare la slujire. Și anume, mesajul din dimineața aceasta se intitulează Când cu o floare se face primăvară. Știți că există un proverb, nu știu dacă e și în Moldova, dar în România există. Cu o floare nu se face primăvară. Ba da, vreau să vă spun că se face cu o floare primăvară. Și aș vrea să vă spun la ce mă refer. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la cartea Iosua, capitolul 1, versetul 9. Foarte cunoscut verset. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Îi spune Dumnezeu, da, îi transmite lui Iosua. Și mai este un pasaj, tot în cartea Iosua, în capitolul 23, versetele 9, 10 și 11, Iosua 23, la versetul 9. Domnul a izgonit dinaintea voastră, spune Iosua poporului, da? Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și nimeni până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. Vorbește de realizări. Și acum, versetul 10. Unul singur dintre voi urmărea 1000 dintre ei. Ai, ce proporție, 1 la 1000. Căci, și acum spune secretul, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-am spus. Vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Ce fel de oameni folosește Dumnezeu astăzi? Da? Este întrebarea de bază. Tindem să ne bazăm pe număr, da? La fotbal, dacă sunt echipele, o echipă de 5 și una de 8, cum ați juca împotriva unei echipe de 8 dacă n-ați sunteți într-o echipă de 5? Este dezechilibrat, nu? Contează numărul. Ei bine, la Dumnezeu în ecuația, și acesta este unul din... Și astăzi încep să vorbesc așa într-un ciclu de predici despre paradoxurile, da? Din contextul, în contextul Scripturii. Paradox despre cum procedează Dumnezeu. La Dumnezeu nu contează numărul. Unul era contra 1000 la un moment dat, da? La cucerirea țării Canaanului. Dacă e să o luăm așa procentual, da? Ei bine, dacă noi tindem să ne bazăm pe număr, la Dumnezeu nu contează numărul. Atanasie, unul dintre părinții, așa zici, părinții ai bisericii, da? A fost un teolog. El s-a luptat în contextul în care în biserică, în primele secole, se discuta foarte mult despre Trinitate și era un curent, arianismul se numea, împotriva Trinității. Atanasie a stat împotriva acestui curent antitrinitar și ca diacon, atenție, am găsit informația aceasta, ca diacon, și astăzi avem o ocazie de hirotonire a diaconilor, diaconeselor, da? Ca diacon, pe vremea aceea, era mai mic, mai tânăr, l-a însoțit pe Alexandru, episcopul Alexandru al Alexandriei, la primul sinod de la Nicea în 325, acolo s-a formulat crezul nicean, da? Crezul, așa cum este cunoscut, crezul ortodox, da? Și acolo a fost condamnat susținătorul curentului antitrinitar, și anume Arie. La un moment dat, împăratul roman participa la acest conciliu, da? Și la un moment dat, într-o pauză, da, să spunem așa, împăratul i-a zis, măi, tu nu vezi că sunt cam mulți împotriva ta? La care el a zis, și dacă ar fi toți împotriva mea, nicio problemă. Eu împotriva tuturor voi fi. E, Dumnezeu, ce fel de oameni așteaptă să, sau haideți să o spun altfel, ce fel de oameni folosește Dumnezeu? Că până la urmă El ar vrea să folosească pe muzat, pe cine apucă să folosească. Oameni de genul acesta, care nu se uită la
la număr, la cantitate, să vedem cine mai este cu noi, cine se mai implică, cine mai ajută la montarea sau mai ales demontarea bazinului, da? Cine se mai implică într-o anumită slujbă care cere mai multă implicare? Nu, nu se uită stânga-dreapta. El zice, dacă nu face nimeni, eu oricum fac. Eu oricum fac. Când ați întâlnit ultima dată un om de genul acesta? Da? Deci primul lucru, primul răspuns la întrebarea ce fel de oameni folosește Dumnezeu astăzi, Dumnezeu folosește pe cine dorește, pe ce om, pe orice persoană care dorește. Este prima calitate ca Dumnezeu să zică, băi, facem treabă împreună. Dacă omul nu vrea, Dumnezeu nu poate să-l folosească. Nu se intră în acest parteneriat, partnership, da? Nu, Dumnezeu ar vrea, dar nu poate să intre. Deci Dumnezeu face lucruri mari și încă poate folosi astăzi, dar doar pe oamenii care doresc. Aș vrea să vă spun că de ce au durat, unul din motivele pentru care a durat foarte mult alegerea de slujbași, aproximativ 3 luni de zile a fost, că îi numărăm pe degetele de la o mână pe cei care au zis din prima da. Și dacă este să ne gândim bine, nu știu dacă nu greșesc, cred că o singură persoană a venit în mod voluntar și a zis eu aș vrea, să nu uitați când faceți zita cu eu aș vrea să fac. O persoană, mi-aduc eu aminte. Restul îi numărăm la prima mână pe cei care au zis din prima da. Dumnezeu, ce fel de oameni folosește Dumnezeu astăzi? Pe cei care vor, pe oamenii care vor. Este o primă calitate, da? De ce? Dumnezeu nu poate să facă mai mult? Da, poate, dar nu va trece peste voința omului, da? Nu vorbim aici despre puterea voinței. Măi, dacă omul vrea, să vezi ce va face el pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu vorbim de puterea voinței, ci vorbim de punerea la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne folosească, da? Despre disponibilitate, da? Vorbim despre momentul în care omul înțelege că dacă el se pune la îndemâna lui Dumnezeu și unul singur, și pe mine m-a înfiorat ideea aceasta când am auzit-o în urmă cu mulți ani de zile, la Dumnezeu, chiar și unul singur, înseamnă majoritatea. Și vă dau un exemplu biblic, dintre multe altele. Pe muntele Carmel era profetul Ilie, era singur acolo de partea lui Dumnezeu, și când omul este cu Dumnezeu, reprezintă majoritatea. Adică el este mai puternic decât toți ceilalți. El este majoritatea, nu ceilalți care sunt mai mulți. Și îmi place paradoxul acesta la Dumnezeu, că la Dumnezeu nu contează numărul, dacă este unul singur, el îi bate pe toți, să spunem așa, sau el poate să facă o lucrare pe care ceilalți nu o pot face, da? Ca să nu vorbim în sensul acesta competitiv. Deci când omul vrea, chiar dacă este singur, în aritmetica lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, nu-și vrea că mâine, zice, măi, dar cam puțin diaconi sau cam puțin oameni vor să slujească. Dumnezeu zice, nicio problemă, acei puțini reprezintă majoritatea când sunt cu mine. Rețineți lucrul acesta, niciodată să nu vă descurajați, nici diaconii, nici oricare slujbaș sau neslujbaș care vrea să facă ceva. Când el este, să-și predă inima lui Dumnezeu și zice, Doamne, eu sunt disponibil, dacă vrei să mă folosești, atunci acel grup, acea persoană reprezintă majoritatea în biserica respectivă. Adică împotriva oricărei logici și matematici normale, Dumnezeu îi va folosi cu eficiență și cu putere. Un alt exemplu biblic. Era un băiețel venit la predică, erau 5.000 de bărbați, 5.000 de probabil și de neveste, copii, erau aproximativ 10-15.000 de oameni. Domnul Hristos predica și la un moment dat Domnul Hristos zice, măi, oamenii ăștia cred că au nevoie de o masă la prânz, ce facem? Ucenicii au început să calculeze tot așa, după număr, câți bani avem, să vedem puterea noastră după buzunar. Și dacă ne uităm în Ioan capitolul 6, da, își fac socoteli, își tot fac socoteli, și la un moment dat apare un băiețel, Andrei, vine unul din ucenici la Domnul Hristos și zice, este aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Vreau să vă întreb, era singurul din cei 10-15 mii care aveau sandwich-ul la ei în ziua respectivă? Nu, cu siguranță, mi-e greu să cred. Însă a fost singurul care a vrut să își pună la bătaie sandwich-ul respectiv. Da? Ce fel de oameni folosește Dumnezeu astăzi? Pe cei care sunt disponibili. Sau, cu alte cuvinte, pe cei care pot. Cum stăm cu slujirea în biserica noastră? Unii sunt dispuși, dar nu sunt capabili pentru slujba respectivă.
Unii sunt capabili, dar nu sunt dispuși. Hai, frate, fă și tu, zice, nu mai fac, din diverse motive. Da? Unii nu sunt nici dispuși și nici capabili pentru slujba respectivă. Sunt buni, dar la altceva. Și există destul de puțin și aici există o minoritate din punct de vedere omenesc, nu din punct de vedere divin, da? Și anume cei care sunt și capabili pentru slujba respectivă și dispuși. Dar din nou să nu ne descurajăm. De ce? Că la Dumnezeu logica este alta, este inversă. Când omul e dispus, chiar dacă sunt puțini, ei reprezintă majoritatea, în sensul că Dumnezeu va face cu ei foarte multe lucruri. Da? Când Gedeon, un alt exemplu biblic, a chemat poporul la slujire sub forma luptei, da? Erau în jur de 70.000, 80.000 de posibili soldați. Dintre ei, știți că ți-au venit mai puțin de jumătate, s-au prezentat, și anume 32.000. Ceilalți ce-au făcut până la 70-80.000, adică mai mult de jumătate, aproximativ 60%. Ce-au făcut? Dar mai lasă-mă, au stat acasă. Este o problemă de mentalitate, da? Și la acest prim punct, aș vrea să subliniez lucrul acesta, o problemă de ideologie sau de mentalitate. Dacă nu se implică alții, nu ne implicăm nici noi, suntem prea puțini, Domnul nu va face mari lucruri prin noi, deci punct, deci nu ne mai implicăm nici noi. Nu, e o problemă aici de mentalitate, da? Dumnezeu poate să facă lucruri mari prin oameni puțini. Noi ne gândim la număr, la cantitate, însă Dumnezeu se uită la disponibilitate. Spre exemplu, Dumnezeu zice, vreau să fac o biserică sau vreau să fac un spital. În Irlanda avem o problemă aici, o spun așa între noi, chiar dacă este cineva acolo care nu va auzi. Pe tot cuprinsul pământului, Biserica Adventistă se mândrește în special cu două departamente, educație și sănătate. Suntem undeva top, da? S-au făcut documentar Netflix despre stilul de viață promovat oficial de adventist, da? Mai ales în Statele Unite, în zona California. În Irlanda, noi nici pe domeniul educație, nici pe sănătate, nu avem ceva notabil. Dumnezeu, dacă va zice astăzi, băi, aș vrea să fac un spital, sau să fac o școală aici. Dar ce facem? Dar cu cine? Dar cu ce bani? Și Dumnezeu ne-ar spune, așa îmi imaginez, mai pune tu prima cărămidă și restul pune eu 1.000.000 de euro, aduc eu oameni, da? Dar măcar un om să am, da? Care să zică, băi, eu vreau să gândesc mai nebunește, da? Este stilul acesta și de aceea spune problema de ideologie și de mentalitate, da? Vrea omul să se pună la dispoziția lui Dumnezeu? Dacă da, Dumnezeu zice, eu pun restul. Și când Dumnezeu este acolo, va reprezenta majoritatea. Adică ceva covârșitor, da? Ceva extraordinar se va întâmpla. Văduva vine la Domnul Hristos, câți bani ai? 2 lei, dă-i încoace. Păi ce faci tu, Doamne, cu 2 lei? Dă-i încoacă, eu fac mult. Tu ai 2 lei, dă-i în restul. Două biserici am construit cu ajutorul lui Dumnezeu, la niciuna din ele n-am început cu buget 100%. La ultima construit am început cu 400 de euro. Adică nici bani de cofrag n-aveam, ne-am apucat să săpăm, ce facem? Săpăm la cazma, bani de cazma avem? Da. Bă, hai să dăm la toți frații în biserică, luăm cazmare de la... Și am început să săpăm. Când cei care stăteau pe margine au zis, măi, dar aveți bani? N-avem, dar de... Am luat scândură de restul de bani. Da, aveți bani de beton? N-avem. Păi, dar ce facem? Păi, facem ce putem, ce putem? Putem să săpăm la cazma? Hai să dăm la cazma. Când omul face ce poate, când am terminat până la anul cofragul, ne-a dat cineva bani, am luat bani de cofrag, în seara când terminam cofragul, cineva ne-a întrebat, da, mâine aveți bani de beton? N-avem. Și ce faceți? Facem ce putem. Putem să facem cofragul? Facem cofragul. A doua zi a venit unul din bătrânii din biserică, ne-a adus, a scos de la cec 9.000 de lei, care însemna 2.000 de euro, exact suma pentru 3 cifre de beton. Exact când ne trebuia, care să turnăm talpa la construcția bisericii, destul de mare, amprenta de 240 de metri, da? Pătrați. Dumnezeu zice, văduvei, cât ai? 2 lei, dă-i încoace. Ce faci tu cu ei? Dumnezeu vrea disponibilitate. Ce fel de oameni? Oameni care își arată disponibilitatea, da? Doi, cred că este și o problemă de credință. Dumnezeu, al doilea aspect, ce fel de oameni folosește azi? Oamenii care încă mai cred că Dumnezeu poate face ceva. Oamenii care au credință. Există o diferență între bisericile care cresc la nivel mondial în Biserica Adventistă și bisericile care nu mai cresc, stagnează sau scad. Care este? Din studiile care s-au făcut cel puțin în America de Nord, bisericile care cresc
Ele cresc pentru că ele mai cred că Dumnezeu poate face ceva. A, la noi în oraș, orașul mare este oraș cosmopolit, este secularizat, nu mai nimeni interesat de Dumnezeu. Acele biserici cu o asemenea ideologie nu cresc. Dar în alte orașe mari s-a constatat că alte biserici adventiste cresc. Care era ideologia? Includea un element esențial credinței. Ei ziceau așa, lumea e seculară, nu mai are apetit pentru lucrurile spirituale. Este exact contextul în care Dumnezeu să-și arate puterea. Și ei credeau că Dumnezeu, în ciuda contextului, acolo era contextul potrivit ca Dumnezeu să strălucească în acel întuneric. Și acele biserici creșteau. Pentru că includeau credință. Mai credem? Nu, da. Dumnezeu folosește oameni astăzi care cred că se mai poate face ceva. Vorbim de viziune. Știți ce înseamnă viziune? Viziune înseamnă credință. Să vezi dincolo de buzunar, facem și noi un plan. Și ce facem? Ne apucăm să zidim un turn? Dacă facem planul după buzunar, întotdeauna ne va ieși cu minus și nu vom mai face nimic. Da? Viziune înseamnă credință, înseamnă să vedem dincolo de ceea ce se vede, în ochii credinței, da, să vedem ceea ce poate să facă Dumnezeu. Între cei mulți care se vaită, spunea cineva, Dumnezeu caută niște oameni care îndrăznesc să vadă și să spere mai mult. David, vine David de la oi și nu se sperie. Uneori credința înseamnă îndrăzneală. Tinerii în general au tupeu. Tupeu este un cuvânt cu o conotație negativă. El, spunea cineva, trebuie reciclat cuvântul ăsta. Tupeul și ideea de tupeu trebuie cumva dusă către zona de îndrăzneală. Îndrăzneala e bună și e frumoasă. Ce face David? David zice, măi, dar noi ce facem aici? Stăm așa, stăm! Și vine un tânăr de la oi și zice, aveți o problemă și de ce nu faceți nimic? A crezut că se poate face ceva? Stai să-ți explicăm că noi am vorbit la comitet, că noi discutăm fel de fel de comitete și ne-am ajuns la concluzia că el nu era în comitet, că el era tânăr. Cât avea? 18, 19 ani? Cât avea? 17 ani? Dar el zice, dacă e o problemă, de ce nu facem ceva? Păi tu crezi că se poate? Cum să nu dați încoace? Și s-a dus. Omul, când are credință, el se bazează pe Dumnezeu, nu pe el. Pe ce se baza David? David se baza pe experiențele din trecut. Păi stai puțin, tu ce faci, măi? Pui gura pe oaia mea și punea mâna pe leu, punea mâna pe lup, pe orice fieră sălbatică, pe urs, da? Care se apropia de oaia lui, pe oricine s-ar fi atins de ceea ce avea. Și pe experiențele trecutului, haideți să ne gândim când Dumnezeu ne-a răspuns într-un mod miraculos la o situație pe care o credeam imposibilă. Bazându-ne pe acele experiențe, mergem înainte. Nu va face el și în viitor lucruri mai mari? Când omul crede, mai mult decât atât, este dispus nu doar să facă ceva, să meargă până la capăt, da. În Luca, la capitolul 14, este acel episod, haideți să deschidem, Luca, capitolul 14, un pasaj destul de mult citit, dar destul de des expus în mod eronat, da. Luca 14, de la versetul 25, se intitulează pasajul Cum să fie ucenicul lui Iisus. Împreună cu Iisus mergeau multe în oradă. El s-a întors, le-a zis, dacă cineva vine la mine și nu urăște pe tatăl, pe mama, pe nevastă, pe copii, și oricine nu-și poartă crucea, nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și apoi dau un exemplu. Cine din voi care vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, să vadă dacă poate termina? Pentru că nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei care vor vedea să înceapă să râde de el. Și versetul 33. Tot așa, oricine din voi care nu leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea e bună, dar dacă își pierde gustul, e degeaba. Ce vrea să spună Domnul Hristos? Nu spune, dacă nu aveți totul, nu vă mai porniți la drum. Ai roată de rezervă? N-am. Ce faci? Eu eram în Africa, nu mai aveam roată de rezervă. Și făceam, stăteam în deșert acolo să aștept pe cineva să-mi aducă. Porneam la drum fără rată de rezervă. Da? Momentul în care sunt convins că trebuie să fac un drum, care este de fapt întrebarea Domnului Hristos? Ești dispus când pornești cu mine să mergi până la capăt? Asta e întrebarea. Când te apuci de ceva, ești dispus să faci orice sacrificiu astfel încât să se termine? Că nu știu care dintre noi, dacă ne apucăm să ne construim casa, o lăsăm așa. Sau ne apucăm să zugrăvim, mai numai că nu mai am bani de încă o găleată de lavabil. Și nu mai dau. Nu, ne apucăm, facem. Cum ne dăm peste cap? Și Dumnezeu zice, de oameni de ăștia am nevoie.
Nu doar de diacon, diaconesă de felul acesta, de oameni care, în momentul în care se întâlnesc cu Hristos, sunt dispuși la sacrificiu. Ei cred că se poate imposibilul. Mai pornim la drum, ce facem? Ne blocăm în drum? Da? O soră din Oltenița, când am avut ultima biserică în construcție, cum spuneam, erau vreo 2-3 frați din biserică, nu erau mulți, vreo 50 de membri, veneau și la început râdeau de noi, cu mâinile în buzunare, ei nu făceau nimic la biserică. Și vedea așa că zâmbesc în colțul curii, da? E, bine, în toată biserica aceasta era o femeie care a făcut mai mult decât toți ceilalți, niște sacrificii extraordinare. Ea a dat împreună cu soțul mai mult decât poate toată biserica la un loc. Știți cum? Cu sacrificiu. A zis, frate, treceam la dânsa prin piață, dânsa vindea miere. Vindea miere în piață, asta făcea. Producea miere și vindea. La 70 de ani, iarna, vara, nu conta că ploua, că ningea, ea stătea la tarabă cu o umbrelusă și vindea, treceam pe la dânsa, nu i-am cerut niciodată niciun ban. Dar dânsa m-a întrebat, frate, ce facem? Are Domnul grijă. Și femeia aceasta a zis, frate, stați, era una din puținele care mă încuraja, a zis, nicio problemă, Domnul are grijă, zice, uitați, mai vând astăzi, mă rog, rugați-vă ca să am vânzare la tarabă. Și vindea miere, o măsuță așa o punea undeva într-un capăt de piață acolo, în Oltenița, care e piață imensă. De unde? E o piață mititică, foarte mică. De a zis, frate, trebuie să ieșim la capăt, ne-am apucat de treabă, trebuie să o terminăm, biserica. Și cu ajutorul Domnului s-a făcut cea mai frumoasă clădire din tot orașelul respectiv, că nici noi ne-am mirat, nu ne-am propus asta, da? Oameni de genul acesta vrea Dumnezeu, care cred că se poate termina ceea ce s-a început, care pornesc, bagă plugul în brațe și zic, trebuie să ieșim la capăt, trebuie să ieșim în partea cealaltă. Și ultimul lucru, ce fel de oameni folosește Dumnezeu astăzi? Pe cel care lucrează cu pasiune. Sâmbăta trecută vorbeam la Gorei despre moartea pasiunii. Ați sta lângă cineva care nu mai nu simțiți că nu mai are nimic pentru dumneavoastră? Ați sta așa la infinit? Vi s-a întâmplat vreodată, întrebați și la Gorei, ca să întâlniți pe cineva, soț, soție sau băiat, fată, prieten, da? Vezi că ea e foc, ea e plină de pasiune, el, da, așa, lemn. Sau invers, el plin de pasiune, pe lângă ea, ea foarte acră așa, foarte rece, foarte rece. Și vi s-a întâmplat să vă treacă prin minte, măi, dar oamenii ăștia, cum or stai împreună, mă? Cum stau oamenii ăștia împreună? Când nu există pasiune, când nu există reciprocitate, da? Dumnezeu poate folosi oameni care nu au dragoste în ei, care nu au pasiune pentru ce fac. Hai mă, fă și tu ceva, uite, vină și tu la învânt. Nu poate folosi. Nu îi poate folosi. Deuteronom 31:6 spune așa, este ultimul verset pe care îl citesc, Deuteronom 31:6, cele din urmă cuvinte ale lui Moise. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți, nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Când omul iubește, se aruncă înainte. Gedeon, 32.000, îi cheamă și pe aceștia, restul, majoritatea au stat acasă. Și Dumnezeu zice, ia întreabă ei, de ce au venit aici? De ce ați venit? Pe cei 32.000, da? Și Gedeon îi întreabă și zice, aveți grijă că de la război unii nu o să ne mai întoarcem, rămânem pe acolo. Unii o să ne întoarcem fără un ochi, alții fără o mână, mai vine cineva, dacă vă tremură picioarele, mergeți acasă. Știți câți au plecat din 32.000, da? Câți au plecat? 22.000. Acasă, speriați. N-aveau pic de pasiune. Bă, cum să mergem la război când noi nu avem nicio treabă cu războiul ăsta? Poți să mai plic cu ceva în care eu n-am nicio treabă cu departamentul respectiv. Eu n-am nicio treabă cu botezul. Eu poate vin aici doar să discut, să socializez la biserică și să consum. Da? Și au plecat, 22.000 au plecat de acasă. Da? Lipsă de curaj este cea care omoară pe cei mai mulți. Lipsa de pasiune omoară pe cei mai mulți. Ce nu omoară lipsa asta de pasiune, omoară comoditatea. Din 10.000 câți au rămas pe lumea lui Gedeon, îi duce la râu. Știți câți au plecat? Testul comodității. 9.700 acasă și ei. Au rămas mai puțin de 1%.
Noi de ce venim la biserică? Pentru o masă de părtășie, o discuție, poate pe hol. Spunea cineva, unii mor spiritual pe la 8, moare pasiunea în ei pe la 18, 20, 30 de ani, poate puțin după ce s-au botezat și sunt îngropați la 70 de ani. Moare pasiunea în ei, îi sunt îngropați mai târziu, după vreo 20, 30 de ani, da? Și închei cu o ilustrație care pe mine m-a impresionat. În tabăra de refugiați din Sudan, erau cei care, din cauza războiului din Uganda, s-au refugiat în Sudan. Un tânăr a întâlnit un pastor în vârstă, adventist, i-a vorbit despre Hristos în tabăra de refugiați. Și tânărul l-a primit pe Hristos în inima lui și a zis, extraordinar, eu n-am știut lucrurile astea din Sfânta Scriptură. Zice, mă duc înapoi în Uganda la prietenii mei pe care le-am lăsat în sat, să le zic și lor ce am auzit. S-a dus pe jos cu ocazie, cu ce s-a dus, i-a luat câteva săptămâni 235 de kilometri din tabăra de refugiați până din Sudan, până în Uganda, în satul lui, 235 de kilometri. Măi, băieți, uitați ce mi-a zis. Și le-a vorbit la prietenii lui. 7 dintre ei s-au hotărât să-și predea inima lui Hristos. Și a zis, băieți, mă duc la pastor să-i zic să vină să vă boteze. S-a dus înapoi, 235 de kilometri din Uganda, în Sudan, și a zis pastorului în vârstă, zice, am găsit niște băieți, vor să încheie legământ cu Dumnezeu, trebuie să mergeți cu mine să-i botezați? La care pastorul în vârstă a zis, sunt prea bătrân, nu rezist. Ce crezi că a făcut tânărul acesta? S-a dus din nou din Sudan, din tabăra de refugiați, înapoi la prietenii lui, alți 235 de kilometri, și le-a zis, băieți, am o veste bună. Cum să-i descurajezi să le zici că, băieți, pastorul n-a putut să vină, că e în vârstă, moare pe drum? Le-a zis, am o veste bună, am găsit un pastor, dar trebuie să ne ducem noi la el. Și de data asta au luat-o înapoi din Uganda, în Sudan, în tabăra de refugiați, împreună cu cei 7 prieteni ai lui, a ajuns la pastorul acolo, i-a botezat și a zis, băieți, acum trebuie să ne ducem acasă. S-au dus din nou din tabăra de refugiați în Sudan, s-au dus în Uganda, în sat la ei, numai că de data asta drumul a durat vreo 5-6 luni. Pentru că se opreau în fiecare sat și vorbeau cu oameni despre Hristos. Aș vrea să vă spun, de ce făceai treaba asta? De ce a făcut tânărul ăsta de 5 ori sau de câte ori a făcut drumul ăsta? De 235 de kilometri. Pasiune. Pasiune. Ce s-a întâmplat cu noi? Vorbeam săptămâna asta cu un coleg din pastor român, dintr-o biserică română, din diaspora. Diaspora românească e mare pe tot globul, nu contează de unde este. Ce faci? Cum e pe la voi, îl întreb. Și a început să-mi spună descurajat, l-am simțit descurajat. Zice, am venit aici cu planuri mari din România, să fac, să dreg. Am făcut și pagatul, să fac și pe aia, să trag de oameni. Zice, mi-am dat seama că nu prea se mișcă lucrurile. Păi zic, cum ce faci? Și mi-am dat seama că dacă eu nu-mi trag de ceva, nu se întâmplă nimic. Zice, dar m-am gândit că totuși, alternativa care este? Dacă eu nu mai trag de nimeni, chiar că nimeni nu se mai întâmplă. Măcar așa se întâmplă puțin. Și zic, ce faci acum? Zice, fac și eu ce pot. Stăteam și mă gândeam cum este la noi. Ce se întâmplă la noi? Cum este la noi? O fi la fel? Unde este disponibilitatea? Unde este dorința de slujire? Credem noi că se mai pot întâmpla lucruri mari? Unde este pasiunea? Eu nu cred că a dispărut pasiunea, dar cred că e posibil ca să se redirecționa către alte lucruri. Păi să primim noi o scrisoare de la Reveniu, că trebuie să dăm nu știu câte acte și nu știu ce, nopți întregi stăm și facem. Ne apucă imediat pasiunea, dar pentru alte lucruri. Da. Ne simțim mici, poate și fără putere. Dar Dumnezeu ne spune astăzi, mergeți, mișcați-vă, faceți ceva. Astfel se va crea contextul să se poată întâmpla o minune și Dumnezeu să ne folosească. Dacă nu ne pune la dispoziția Lui, nu există posibilitatea aceasta. De aceea aș vrea să închei, dacă cu o floare se poate face primăvară și când omul unul singur cu Dumnezeu reprezintă majoritatea, ce se poate întâmpla cu o colecție întreagă de flori? Și nu vorbim doar de diaconi și diaconese. Da? Ce se poate întâmpla? O mică revoluție. Haideți să lăsăm să înceapă revoluția. Și revoluția să înceapă cu mine. Amin.
Auzi, la momentul în care să ne rugăm în mod special pentru cei care au ales să se pună la dispoziția lui Dumnezeu într-un mod special în dimineața aceasta, ce spune Scriptura și manualul despre diaconi, în Fapte, capitolul 6, da? S-au strâns cu toții și au ales niște diaconi temători, niște oameni temători de Dumnezeu, vorbiți de bine, da, în biserică. Desemnarea diaconilor prin vot în biserica de astăzi aduce binecuvântări similare în administrarea bisericii, eliberându-i pe pastori, presbiteri și alți slujbași de datoriile pe care diaconii le pot îndeplini. Pentru ce sunt chemați diaconii? Diaconii sunt chemați să viziteze membrii, să contribuie la buna desfășurare a serviciilor divine, să pregătească serviciile divine speciale, botez, sfânta cină, să îngrijească de bolnavi, săraci și persoane aflate în dificultate și să păstreze bunurile bisericii. Aceleași responsabilități sunt și pentru diaconese. Da? Aș mai adăuga aici, la diaconese, întâmpinarea, vizitarea musafirilor și a membrilor. Manualul spune și Biblia spune, da, că diaconii s-a cerut binecuvântarea specială a lui Dumnezeu prin punerea mâinilor, este un serviciu divin special. Și nu este același lucru cu o rugăciune pentru cineva. A, frate, mă rog pentru tine. Este o recunoaștere publică prin punerea mâinilor, o recunoaștere publică a darului și disponibilității lor, din partea celorlalți. Este o recunoaștere exterioară dincolo de recunoaștere interioară. Frate, vrei? Da. Ai putea? Da, cred că aș putea. Biserica recunoaște în mod public și cere lui Dumnezeu binecuvântarea în odă pastorul, da? Cerem lui Dumnezeu binecuvântarea asupra special, asupra lor, ca să slujească cum? Cu putere. Dacă citim în Fapte, capitolul 6, spune că Ștefan era plin de putere, da? Noi o să facem, montăm scaune. Dacă să facem mai mult decât atât și cu putere, avem nevoie de binecuvântarea specială din partea lui Dumnezeu. Rog pe prezbiteri, pe cei doi, cu binecuvântare, fratele Ionuț, fratele Vitale, să vină să mă însoțească în actul acesta special. Și toți diaconii care nu au primit, nu au avut parte de acest serviciu divin special de hirotonire, unde este Bogdan? Poate cineva să meargă după Bogdan, frate. Și de asemenea, toate diaconesele care nu au avut parte de serviciul acesta special, îi rog să vină. Haideți să vedem unde sunt și ceilalți, Bogdan. Haideți în față, da? De asemenea și fratele Ion, care a fost pus pe listă. O să facem în așa fel, astfel încât să existe loc, o să avem nevoie și de un microfon. Să încapă și diaconesele. Iar eu împreună cu frații presbiteri ne vom pune mâinile asupra lor și ne vom ruga. Haideți în față, un microfon ne trebuie. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem la momentul acesta special, când avem în fața noastră niște oameni care au zis că vor să se pună la dispoziția Ta. Și, Doamne, știm că este un lucru destul de rar în ziua de astăzi ca oamenii să își dorească lucrul acesta din toată inima. Doamne, pentru că și-au luat curajul de a se implica în lucrarea Ta, suntem astăzi aici în momentul acesta special ca să Te rugăm. Să binecuvintezi, Doamne,
într-un mod special pe fiecare dintre ei. Tu ne-ai lăsat în Sfânta Scriptură raportul despre acest moment în care ei au nevoie de recunoaștere din partea Bisericii și momentul acesta, Doamne, te rugăm ca să există o recunoaștere și din partea Ta și de o împuternicire prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, ca ei să-și facă lucrarea astfel încât să existe rezultate în urma slujirii lor. Slujirea nu este ușoară, Doamne, este destul de grea, cere însă sacrificiu și implicare și energie din partea fiecăruia dintre ei. Dar, Doamne, te rugăm să îi ajut să nu uite că niciodată nu sunt singuri și că acolo unde Tu ești prezent, lucrul acesta reprezintă putere extraordinară. Momentele în care se vor fi tentați totul să se descurajeze, Doamne, te rog să fii acolo și să se ridici, să-i susții, să le dai idei și, Doamne, rezultate astfel încât să vadă că acolo unde ei sunt împreună cu Tine, lucrurile se mișcă și se mișcă în direcția cea bună. Vrem, Doamne, ca dincolo de grija pentru cei din biserică și pentru lucrurile materiale, te rog, Doamne, să întărești, să binecuvintezi pe fiecare dintre diaconii și diaconesele de aici, cu binecuvântarea Ta specială și cu Duhul Tău, astfel încât să poată lucra eficient și cu sufletele din afara bisericii. Astfel încât, împreună cu pastorul, cu prezbiterii și cu ceilalți slujbași, Doamne, să vedem că Evanghelia Ta avansează în zona aceasta, în zona Dublinului și că Tu încă mai ai putere să miști și să întorci pe oameni la Tine. Ne lăsăm, Doamne, în mâna Ta cu speranța că vor exista evidențe notabile ale însoțirii Tale împreună cu fiecare dintre acești diaconi și diaconese și Te rog, Doamne, ca spiritul Tău de unitate să fie între ei, să-i ajut să stea unii, să stea împreună și nu doar unii cu alții, împreună cu Tine, să fie un model de slujire și de unitate. Doamne, credem că Tu vei face așa cum ai promis, pentru că Te-am rugat așa cum Tu ne-ai învățat, și anume în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumesc. Biserica poate lua loc. Și vreau să dau mâna în fiecare dintre ei. Domnul cu tine. Domnul cu tine, Anca. Domnul cu tine, sora Zveta. Olivia, Domnul cu tine. Sora Jenie, Domnul să-ți întrească. Sora Lucia, dintre toate feliile a zis de acolo să n-o luăm, de la altele, Domnul să stea putere și ție. Domnul cu tine. Mulțumesc frumos să te rugați să mergem la loc. Nu uitați să slujiți și când nu există susținere, și că nu există rezultate vizibile. Iar biserica este invitată să-i susțină, pentru că nu e ușor să vrei să faci ceva. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă rog să încheiem acest serviciu divin prin intonarea imnului 427. Noi suntem brațele întinse.